Suntem în 2019, suntem în Ploiești. O parte neagră a Ploieștiului este acest serviciu public, care, din păcate, se circulă cu autobuze din 1978. Ar trebui să se gândească toți cetățenii care își trimit copiii și membrii familiilor cu aceste mașini. Un grad de uzură de peste 200% sau 300%, iar condițiile de salarizare ale acestor angajați sunt sub nivelul multor orașe din România. Ce vă pot spune? Că un șofer de la Ploiești are 2600 de lei salariu de încadrare? Aiurea, în complexitate cu munca care o fac, e o muncă ingrată, cum v-am spus, se trezesc dimineața la 4, se ajung acasă noaptea la 1. Acești oameni ar trebui recompensați conform complexității muncii și a responsabilității pe care o poartă fiecare dintre ei.